De felul meu sunt gras. Prea mult sânge, am făcut până acum două atacuri de apoplexie. Dar vorba aia, dacă intri în horă, trebuie să joci. În rest sunt sănătos ca un cal. Așa tu ți-ai că nu? Mare pișichel fiiță meu. Dar spunea că neamul nostru, Arsenionov Pișichior, se trage din calul pe care Caligula l-a făcut sănător. Da, 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 bani. Asta e. Nu mă dă numai carne visoare, la fel și eu. Mi-e gândul numai și numai la bani. E, adevărul e că aveți ceva de cal. Ce-i asta? Balul e un animal foarte frumos. N-au zis că poți să-l citiți. O, oh, Madame Lopahi. Bonjour, Madame Lopahi. Boier Năpârlit? Da, ăsta sunt eu, Boierul Năpârlit, și mă mândresc cu asta. I-am chemat pe muzicanți, dar cu ce o să-i plătim? Păi dacă v-ați fi folosit altfel energia pe care ați cheltuit-o toată viața dumneavoastră pentru găsirea banilor de dobânzi, până acum ați fi dărâmat lumea. Nice, filozoful, acel om cu mintea colosală, spunea undeva în cărțile lui că ai voie chiar să falsifici bani. L-ai citit dumneata pe Nice. Eu nu, dar mi-a spus Dașinca. Ați de mine să fac bani cu așa, până apoi mine, trebuie să dau 310 lucruri. 130 am găsit. Ia mai. Unde spun de banii? Unde spun de banii? Fiți Nicolae, ești banii mei? Unde-s banii? Banii? Iertați, banii mei! Unde-s banii mei? Am pierdut banii! Am pierdut banii! Unde-s banii mei? Am pierdut... Am pierdut banii! Era o căptușeală de la haină! Doamne! M-am trecut toate în obișeurile. Ce întârzie, Leonid. Ce face la oraș? Îi așteptă cei muzicanților. Pe semne nu s-a ținut licitație. N-ar fi trebuit să dăm petrecerea asta. Acum asta e. Nici să nu te îndoiești de asta. Mătușica i-a trimis o procură să cumpere proprietatea pe numele ei. O fi făcând asta pentru Ania.
Sunt sigură că Dumnezeu i-a ajutat unchiului să o cumpere. Mătușica din Iaroslav a trimis 15.000 de ruble să cumpărăm proprietatea pe numele ei. Noi n-are încredere, dar banii aceștia n-ajung nici pentru dobândă. Astăzi mi se hotărăște soarta. Madame Lopahin! Eternul student! De două ori te-au dat afară din universitate! Ce ai, Vania? De ce te suferi? Te tachinează cu Lopahin și, dacă vrei să te măriți cu el, mărită-te. Dacă nu vrei, nu te mărita. Trebuie să-ți o spun fără înconjur, mamă. Mă gândesc serios la asta. E un om bun și îmi place. Atunci mărită-te! Dar bine, mamă, dar nu s-o cer eu în căsătorie! Sunt doi ani de când toți îi vorbesc de el, numai el nu zice nimic sau face glume! Eu îl înțeleg. Acum umblă după avere și are treburile lui. Și nu mai are timp să se gândească la mine. Dacă aș avea bani, măcar 100 de ruble. Aș lăsa toate și m-aș duce departe. Aș intra la mănăstire. M-aș duce la Kiev, la Moscova. M-aș duce la toate locurile sfinte. Dumnezeiască splendoare! Dar uite, mamă, eu nu pot să stau fără treabă. Tot timpul trebuie să facă de ceva. Evi Hodov a rupt de biliard. Ce caută Evi Hodov aici? Cine i-a dat voie să joace biliard? Madame Lopahin! Madame Lopahin! Gata! Nu mai dați la vedea. Ne vezi că și așa e destul de amărâtă? Nu știu, deja se bagă întotdeauna în lucruri care ne-o interesează. Nu ne-a dat pacea nici și mie toată vara. Se temea să nu ne îndrăgostim unul de celălalt. Nu i-am dat niciun motiv ca să creadă astfel. Noi suntem mai presus de dragoste. Bine, eu se pare că sunt mai prejos. De ce nu se întoarce, Leonid? Aș vrea noi să știm. S-a vândut proprietatea sau nu? Înorocirea asta eu nu o pot cuprinde cu mintea. Bine să ții. Să fac o prostie. Salvează-mă pe dea. Spune ceva, vorbește. Dacă s-a vândut sau nu astăzi limba, dar nu e tot una. Vă rog, liniștiți-vă și priviți adevărul în față. Adevărul. Care adevăr? Nu știu unde e adevărul și unde nu e, dar eu parcă am orbit. Nu mai văd nimic. Te rezolvi curajos toate problemele mari ale vieții. Dar spune-mi, dragul meu, oare asta nu se întâmplă pentru că ești încă tânăr și nu ai avut timp să suferi? Ești mai îndrăzneț, mai cinstit, mai puțin decât noi toți. Iubește-te numai și fii și tu puțin mai indulgent. Curuță-mă. Tu știi că eu m-am născut aici? Aici au trăit tata și mama? Iubesc casa asta. În livada de vișini eu nu pot trăi. Și dacă trebuie neapărat să fie vândută, vindeți-mă odată cu ea. Tot aici s-a necat și fiul meu. Fiți milă de mine. Un bun. Om generos. Doamnă, vă plâng din toată inima. Altfel ar trebui să spui lucrul ăsta. Doamna, țin foarte mult la dumneata. Curoasă ți-aș da o pe Ania, ți-o jur. Dar, dragul meu, trebuie să ți-ți prăbesc studiile. Nu faci nimic. E foarte ciudat, nu-i adevărat? Și cu barba asta ce de gând? Că nu vrea deloc de crească. Care-i nu țin să fiu frumos. Telegrama! Telegrame de la Paris. În fiecare zi primesc câte una. Și ieri și azi. Omul acela nebun iar s-a îmbolnăvit. Iar îi merge rău. Îmi cere iertare. Îmi imploră să vin. Și într-adevăr, ar trebui să mă duc la Paris. Să fiu cu el. Te uiți
trimis la mine Astru, Petea, dar ce pot să fac? E bolnav. Cine să-l îngrijească? Cine să-i dea doctorile la timp? Și de ce m-aș mai ascunde? De ce să tac când e limpede, că-l iubesc? Îl iubesc. E ca o piatră care îmi stă atârnată de gât și mă trage în jos. Dar vezi, iubesc piatra asta și nu pot fără ea. Nu știu de care o vedea. Mă iertați și nu-mi spune nimic. Vă rog, iertați-mi sinceritatea. Dar ați uitat că v-a furat? Nu. Așa ceva nu trebuie să spui. Este o secătură pentru numele lui Dumnezeu. Sunteți singura care n-a observat încă. Este un nenorocit, un om de nimic. 26, poate 27 de ani, dar tot minte de copilărie. Așa și? La vârsta ta trebuie să fii bărbat. Să înțelegi pe cei ce iubesc. Să te îndrăgostești. Da, da, așa este. Și nu vorbi tu mie de curățenia ta sufletească. Ești doar un caragios. Cum ne-ai străbit? Ce-a spus? Suntem mai presus de dragoste! Nu ești mai presus de dragoste, ci cum spunea Tirs, ești un neisprăvit. Să n-ai o amantă la vârsta ta? Ce-a spus? Nu! Eu așa ceva nu o să accept! Plec! Petea. Între noi, totul s-a terminat! Petea, nu fii caragios, am cum e! Ce s-a întâmplat? A căzut Petea pe scară! Hai să dansăm! Hei, ce faci, moșneagle? Nu sunt în apele mele. Înainte la balurile noastre dansau generali, baroni, amirali. Iar acum trimitem după funcționarul de la poștă și șeful de gară. Și nici măcar ei nu vin cu plăcere. Simt că mă duc. Răposatul meu stăpân, bunicul dumnealor, ne trata pe toți de orice boală am fi avut cu ceară roșie. De peste 20 de ani au ceară roșie în fiecare zi. Ba chiar de mai multe ori pe zi. Poate de-aia mai trăiesc. Mă plictisești, moșule. Ordonați? Măcar de-ai crăpat, dracu, odată! Neisprăvitule. Mersi, am obosit. Cineva a spus la bucătărie că livada de vișini a fost vândută. Vândută? Cui? Nu știu, a plecat fără să spună. Doamnă, bătrânul despre care vorbește nu era de pe la noi. Vă rog, nu vă impacientați. Și Leonida Andreevici tot n-a venit. Iar și-a luat parte de sigur subțire. O să răcească. Of, tinerețe, tinerețe. Simt că nebunesc. Du-te, e așa, aflu că i-a fost vândută livada. Dar bătrânul a plecat de mult, doamnă. Și de ce râzi? De ce te bucuri? Dar mă bucur, doamnă. Epihodul ăsta, 99 de belele. Tirs, dacă s-a vândut livada, unde o să te duci? Unde o să-mi porunciți? De ce cu tine? Ești bolnav? Du-te, te culcă. Să mă duc, să mă culc? Păi dacă mă culc, cine mai servește aici? Cine se mai îngrijește de tot? Singur. Sunt singur în toată casa. Doamnă, fii bă, Andreev. Vă rog, dacă mai plecați la Paris, vă rog, luați-mă cu dumneavoastră. Doamnă, un lucru e sigur, aici nu pot rămâne. Mâncarea e proastă, oamenii inculți, firul ăsta care bodocăne tot timpul. Vă rog, doamnă, vă rog, luați-mă cu dumneavoastră la Paris dacă mai plecați. Vă rog. Iubova Andreevna, vă rog, un vals, un ultim vals. Domnule, și-am luat pus să dansez. Că sunt prea mulți cavaleri și prea puține doamne. Mie dansul îmi dă amintiri.
și bătei de inimă firste, Colaeviciu. Funcționarul de la poștă mi-a spus iar un lucru de mi-a teară suflare. Ce ți-a spus? Dumneata zice, ești ca o floare. Auzi, mojicu. Ca o floare. Mm-hmm. Dar sunt o fată atât de simțitoare. Mă nebunesc după vorbele de răspoasă. E așa. Dacă ai să mă înșel, nu știu ce se va întâmpla cu nervii mei. Hai să sfârșești bine. Dumneata? Avdotia Feodorovna? Nici nu mă bagi în seamă. De parcă aș fi un gândac. Așa e viața. Ce vrei? Ce vrei? La ce ai venit aici? De ce stai ca mult? Zi-o dată, ce? Ce? Îndoială. Poate că aveți dreptate, dar vedeți dumneavoastră privind din punct de vedere. Să-mi scuzați sinceritatea și exprimarea. Dar m-ați adus în stare de spirit. Eu îmi cunosc soarta, în fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire. Și m-am obișnuit dintr-atât încât îmi privesc viața cu un zâmbet pe buze. Dumneata mi-ai dat cuvânt. Vorbim noi despre asta mai târziu. Lasă-mă în pace, te rog. Acum sunt furată de visurile mele. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire. Dar permiteți-mi să mă exprim astfel. Eu la toate zâmbesc. Ba chiar și râd. Tot ai plecat, Simeone! Ce lipsă de respect. Dacă de aici nu e așa. Mă joc biliar și rupt tapul, poate prin salon ca un musafir. Dați-mi voie să mă exprim astfel! Că dumneata n-ai de ce să-mi țin mie socoteală! Dar nu știu ce socoteală. Vezi, vorbesc? Te plimbi de acolo până acolo fără să faci nimic. Ținem un contabil și nu știm de ce. Dacă muncesc, sau mănânc, sau mă plimb, sau joc biliar, asta sunt judece ce în vârstă și mai înțelepți. Îndrăznești să vorbești astfel? Îndrăznești? Adică ce vrei să spui, că eu nu știu nimic? Ieși afară! Vă rog frumos să fiți mai delicată în exprimare! 99 de nenorocii, ieși afară! Să nu te mai văd pe aici! Să nu te mai plimbi pe aici! Ieși! Să nu te mai văd! Mă voi plânge de dumneata! Ah, te-ntorci? Te-ntorci? Vino! Vino că-ți arăt eu ție? Vino? Ai venit? Cu mulțumirile mele! Te rog să mă ierți! Nu face nimic, nu face nimic! Vă mulțumeam numai pentru amabila dumneavoastră primire! Mai pentru ce? O să găsi o bunătaie mare și atât! A venit loc mahi! A venit loc mahi! Dumneata, ești Irmon Alexetici? De ce așa târziu? Unde-i Leonid? E cu mine, a venit ea. Ce-a fost la licitație? Vorbește! S-a sfârșit la ora 4, dar noi am pierdut trenul. Și l-am așteptat pe cel de 9:30. Iertați-mă, sunt un pic cam amețit. Leonea, vorbește. În numele lui Dumnezeu, vorbește! Iată, ți-am adus. Uite, așa. Scrunile Kerch.
Prin ce am trecut azi, n-am putut mânca nimic. Sunt tare obosit. Eu am cumpărat-o! Stați! Vă rog, doamnelor, stați! Vă rog că mi se întunecă mintea! Nu mai pot să vorbesc! Când am ajuns la licitație, Derigano era acolo. Leonid Andreevici nu avea decât 15.000 de ruble la el. Iar Derigano a luat-o de la 30.000 peste datorie. Când am văzut cum stau lucrurile, am dat 40.000. El 45, eu 50.000. El 55, eu 60.000. El mergea din 5 în 5, iar eu din 10 în 10. Până la sfârșit, eu am dat 90.000 de ruble peste datorie și mie mi-a rămas. Livada cu vișine. Ea mea. Doamne Dumnezeule! Livada cu vișinea mea! Ea mea! Nu sunt gata. Sunt în toate mințele mele. Să nu râdeți de mine. Să nu râdeți de mine. Dacă tata și bunicul s-ar scula din mormânt să vadă cum iermolaia lor cel bătut, care abia știa să citească, care umbla de scorțian, a cumpărat cea mai frumoasă proprietate de lume. Eu am cumpărat proprietatea unde tata și bunicul erau robi. Unde nu erau primiți nici la bucătărie. Iertați-mă, visez din totul mintea mea, iertați-mă. Cheile. Vreau să arăt că nu mai este până aici. Bine. Nu e nicio supărare. Ei, muzicanți! Cântați! Vreau să vă aud! Cântați! O să vă chem pe toți. Să vedeți cum Ermolai Ropahin va înfige toporul în livada cu vișini și cum vor gădea toți pomii la pământ! Vom clădi file! Iar nepoții și strănepoții noștri ne vor apuca aici o casă nouă! Să cânte muzica! De ce nu m-ați ascultat? Sărbana mea, de ce nu m-ați ascultat? Acum nu mai e nimic de făcut. Eu trece odată toate astea mai repede. De s-ar schimba odată viața asta tristă și nefericită. Dar ce e cu voi, a? Ce e cu voi? Muzicanți, cântați mai tare, faceți cum vă poruncesc. Eu sunt noul stăpân al Iveții cu vieșii. Pot plăti oricât! Pot plăti oricât! Mama! Plângi, mama! Luna mea! Scumpa mea, mamă, te iubesc! Te binecuvântez! Vada de vișini nu mai există. A fost vândută, e adevărat. Dar nu mai plânge, mamă. Ți-a rămas viața înaintea ta. Ți-a rămas sufletul tău frumos și curat. Dar să te împrumă o livadă mai frumoasă decât asta de vedea.
și o bucurie liniștită. O bucurie adâncă se va lăsa peste sufletul tău, ca soarele în amur. Și vei zâmbi, mama.